Bancherii au uitat pentru câteva zile de cozile draghișei și și-au măsurat forțele pe terenul de fotbal. Ediția din acest an a Cupei Bancherilor la fotbal Powered by BGS își va afla câștigătorul în urma finalei programate miercuri 28 octombrie. Ne aflăm la 4-a ediție a campionatului Bancherilor de fotbal. Deja am căpătat experiența de vinită competiție de anvergură. Jucătorii, chiar dacă nu sunt profesioniști, ci amatori și zilnic stau în birouri, se pare că vor să facă mișcare. Organizarea impecabilă a competiției i-a stimulat pe participanți să nu facă economie de efort. Aceștia și-au demonstrat astfel maestria și în sportul rege, nu doar în operațiunile bancare. Campionatul e destul de frumos, părând să iasă bine și să câștigăm și noi. Atmosfera în același timp și relaxată și tensionată, după cum se vede. Nivelul este destul de bun, ambițiile sunt mari. Ne punem în valoare calitățile de jucători în echipă. Față de ediția din primăvară ne-am pregătit sârguincios. Băncile înscrise în competiție au fost AT Bank, Bank Post, Bank of Cyprus, BCR, BRD, Citibank, Credit Europe, ING, OTP, RBS, Raiffeisen, Transilvania, Unicredit și Volksbank. Finala se va disputa la baza sportivă FC Viitorul, situată în vecinătatea stadionului Lia Manoliu din București.